A vrut să ajungă mai repede de partea cealaltă a drumului, dar a fost lovit în plin de un automobil. Un pieton a fost tamponat de o mașină în seara de 25 septembrie pe strada Kiev din sectorul Râșcani al Capitalei. Imaginile de la locul accidentului au fost surprinse de un trecător și plasate pe o rețea de socializare. Un martor care a văzut cum s-a produs accidentul a scris în comentarii că bărbatul traversa strada într-un loc interzis. Acesta, împreună cu prietenul său, ar fi fugit printre mașinile care stăteau în ambuteiaj, iar șoferul care l-ar fi tamponat nu ar fi putut evita impactul. Aceeași persoană mai scrie că victima părea să fie în stare de ebrietate. Informația nu a fost confirmată deocamdată de poliție. Acesta nu ar fi fost rănit grav, s-a ales numai cu o rană la mână. Din imagini se vede că la fața locului a venit și poliția pentru a documenta cazul. Conform legii, pietonii care traversează strada neregulamentar riscă amende de până la 600 de lei. Totodată, șoferii care provoacă accidente rutiere riscă până la 1500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare.